Intrarea lui Iisus în Ierusalim. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenici, pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Deslegați-l și aduceți-l. Dacă vă va întreba cineva pentru cel deslegat, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când deslegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce deslegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așteneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii farisei din orot au zis lui Iisus: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga amin. Vă rog să vă întoarceți în stânga dumneavoastră, în dreapta dumneavoastră, în spate, să dați mâna cu cel din jurul vostru și să-l binecuvântați, să-i zâmbiți. Această dimineață. Apoi reocupați locurile. Aveam și pe inimă și o cântare, dar deja fratele Trivanu a stat apropo mai devreme și mi-am dat seama că trebuie să se termină repede. Și da, văd că v-am putut să zâmbiți. Domnul să vă binecuvânteze. Vreau să binecuvântez pe Dumnezeul nostru Tatăl, pe Domnul Iisus și Duhul Sfânt de acum și în veci de veci. Amin. Amin. Apoi vreau într-un minut să mulțumesc tinerilor care au fost ieri împreună cu noi. Aproximativ, de fapt a fost 23, nu fost aproximativ, 23 de tineri. Zic, Domnul să-i binecuvânteze, am fost împreună. Apoi pentru cei care v-ați rugat pentru noi. Am simțit rugăciunea dumneavoastră, zic, Domnul să vă binecuvânteze. A fost o experiență frumoasă și vrem să o repetăm în continuare, să fie mai amplă. Și credem pe Dumnezeu, prin Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, să ne dea biruință, mare biruință. Slăviți să fie Domnul. Am văzut și am citit din acest cuvânt intrarea Domnului Iisus în Ierusalim și a fost o mare bucurie pentru oamenii din perioada aceea și m-am gândit și am văzut că Domnul Iisus Hristos a rămas același. Și am ales în această dimineață trei maxime cu privire la smerenie și vreau să vi le citesc. Și apoi vom intra în pasajul citit în această dimineață. Spune că dacă vrei să faci lucruri mari, trebuie să fii mic. Doamne, ajută-ne! Apoi spune că ori de câte ori ocolim smerenia și ne ferim de smerenie, ocolim un har. Este un har să fii smerit. Dar să fii cu adevărat smerit. Doamne, ajută-ne să rămânem smeriți. Apoi spune un alt cuvânt spus de către fratele Richard Bumran, spune că și toți au și avem o gură, dar prea puțin știm să ne-o ținem. Și spune că și foarte curios că cei ce vorbesc mult, cei ce vorbesc foarte mult, au foarte puțin de zis. M-ați înțeles, da? Și în această dimineață vreau să vorbesc puțin ca să mă înțelegeți și să fiu înțeles. Și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Vreau să vă spun că s-a vorbit chiar de la început despre această sărbătoare și despre acest eveniment, despre intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Și ziua aceasta și despre felul cum a intrat Domnul Iisus Hristos în Ierusalim a fost prorocite cu sute de ani în urmă de către prorocul Zaharia. Și vreau să citesc această prorocie spusă de către prorocul Zaharia în capitolul 9, pagina în Biblie 913, începând cu versetul 9, spune așa:
Saltă de veselie fica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgăruș, pe un măgăru, pe un măgar, pe un mâns, pe mânsul unei măgărițe. Și m-am gândit că și Domnul Iisus Hristos știa acest lucru, știa prorocia, știa legea și a trebuit să împlinească cuvântul acesta care a fost prorocit prin prorocul Isaia. Apoi vreau să vă spun, dragii mei, frați și surori, că și din ziua intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim și până în ziua când a fost înviat din morți, a fost și s-au întâmplat cele mai multe prorocii cu privire la viața Domnului Iisus Hristos. Și nu la întâmplare se numește, și o numim noi românii, Săptămâna Mare. Sau spaniolii o numesc Semana Santa, da? Au fost evenimentele cele mai multe întâmplate în viața Domnului Iisus Hristos. Apoi vreau să vă spun că oamenii și norodul care se afla în Ierusalim, toți spune cuvântul lui Dumnezeu și am citit că a fost plin de bucurie. Așa cum și noi trebuie să fim și în dimineața aceasta și în fiecare zi din viața noastră. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Dar găsim în următoarele versete care nu le-am citit, că era unul care nu se bucura. Știți ce făcea? A plâns pentru această cetate. Știți cine a fost? Domnul Iisus. Haideți să citim aceste patru versete și apoi vom intra în textul acesta care l-am citit. Spune așa. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în ziua, în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar acum ele sunt ascuse de ochii tăi. Vor veni la tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut. Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Mă rog această dimineață Duhului Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Amin. Și să ne facă conștienți că suntem fii ai Cerului, suntem copiii al Dumnezeului Celui Preînalt. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Vreau să vedem trei lucruri importante din acest pasaj care l-am citit. Și vreau să vă reamintesc că magii când au venit la Domnul Iisus Hristos, ne s-au închinat, au venit cu trei daruri. Da? Aur, smirnă și tămâie. Și aici, în acest verset, vreau să vă spun că îl vedem pe Domnul Iisus Hristos ca proroc, îl găsim pe Domnul Iisus Hristos ca și preot, ca și mântuitor, și găsim pe Domnul Iisus Hristos ca și împărat. Ca și mare împărat, slăviți să fie numele. Amin. Vreau să citesc versetul, să recitesc versetul 30 și 31 și spune așa: duceți-vă în sacul dinaintea voastră, când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Deslegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl deslegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Ce zice, dragii mei, frați și surori, este aceasta o prorocie? Amin. Da, aici Domnul Iisus Hristos prorocește. Și vreau să vă spun că despre acest proroc, despre marele preot, spune Moise. În Deuteronom, capitolul 18, chiar titlul spune că un mare proroc. Și spune așa. Apoi vreau să continuăm despre din pasajul nostru. Spune așa: Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, printre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. Sunt cuvintele lui Moise. Apoi versetul 18 spune așa. Dumnezeu: le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine,
Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele pe care le voi spune, pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună în numele meu un cuvânt pe care nu îi voi porunci să-l spună, sau care va vorbi în numele altor Dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea. Și versetul 22. Când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela a spus din îndrăzneală să n-ai teamă de el. Vreau să vă spun, dragii mei, frați și surori, că aceste cuvinte pe care Domnul Iisus Hristos, această prorocie pe care Domnul Iisus Hristos le spune acestor doi ucenici, se împlinește cu cea mai mică exactitate. Și vreau să continuăm citirea, spune așa. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Au mers în cetate, au găsit măgărușul legat. Putea să fie dezlegat. Putea să fie mai mulți măgăruși, nu? Dar spune că așa au fost, au în cetate și s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Și pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis exact cuvintele pe care le spusese Domnul Iisus celor doi ucenici. Pentru ce dezlegați măgărușul? Și ucenicii răspund exact cu cuvintele și le-a spus Domnul Iisus să le spună. Pentru că și Domnul are trebuință de el. Vreau să vă spun că în Evanghelia după Matei, îl mai găsim pe Domnul Iisus numit ca și prorocul cel mare. Și vreau să citim. Este vorba de înmulțirea câinilor, când Domnul Iisus Hristos face înmulțirea câinilor. Este vorba de, în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, mă scuzați, când Domnul Iisus Hristos stă fața mulțimii și le predică cuvântul și îl întreabă pe Filip, zice, de unde o să avem să cumpărăm pâine pentru acești oameni? Și spune că spunea lucrul acesta ca să-l încerce, să vadă ce spune el. Și apoi spune Domnul Iisus Hristos să stea liniștiți. Să aducă lui cele 5 pâini și să stea doar liniștiți. Și Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru aceste pâini, le-a binecuvântat. Spune că s-au mulțit, s-au săturat toți și au strâns 12 coșuri de fărâmnicuri. Și apoi versetul 14 spune așa, că oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat acesta este prorocul așteptat în lume. Așa proroc mai da, mai spunem și noi. Să ne predice cuvântul, să ne învețe, să ne dea de mâncare. Și spune versetul următor că oamenii aceștia aveau de gând să-l facă împărat al lor. Pentru că Domnul Iisus le știa gândul, spune că Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila și să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte numai el singur. Așa de mult îmi place acest gest al Domnului Hristos de smerenie. Are această mare biruință, această mare lucrare. Și după ce termină lucrarea, el merge singur pe munte și se roagă. Vă rog în această dimineață ca Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, să lase în biserica noastră astfel de proroci, proroci adevărați, proroci ai Domnului, ca ceea ce spune Domnul să se plinească. Amin. Apoi vreau să vedem următoarele versete, căci și s-a amintit, de fapt, în această dimineață, în Evanghelia după Luca și în Evanghelia după
Matei spune că și oamenii aceștia care erau acolo, știți ce strigau? Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Aici, evanghelistul Luca pune alte cuvinte, dar înțelesul și esența este aceeași. Spune că și toată mulțimea ucenicilor plină de bucurie a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Vreau să vă spun și să vă întreb dacă știți ce înseamnă cuvântul acesta Osana. M-am uitat în dicționar și în dicționarul creștin biblic și acest cuvânt Osana înseamnă salvare, mântuire. Oamenii aceștia, prin exclamația lor care au făcut-o la adresa Domnului Hristos, n-au făcut altceva decât au recunoscut pe Domnul Iisus Hristos ca preot, ca mântuitor, ca salvator al vieții lor și al vieții noastre. Vreau să vă spun că fariseii, cărturarii, învățătorii legii, cei din perioada când trăia Domnul Iisus Hristos, veneau de multe ori să-L învinuiască, să-i bage de vină, că n-a plinit legea, că n-a făcut ceea ce spune legea. Dar Domnul Iisus Hristos le spune cu următoarele cuvinte, zice, eu n-am venit să stric legea și prorocii. Eu am venit să o împlinesc. Dar ei nu vedeau lucrul acesta. Ei nu vedeau lucrul acesta. Apoi în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15, spune că Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei pierduți. Cuvintele pe care le așterne Evanghelistul Luca la acest capitol spune că pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Știți când au cântat păstorii împreună cu oastea cerească ce au spus? Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Aici spune pace în cer. Știți de ce? Pentru că și prin Domnul Iisus Hristos noi ne-am păcat cu Tatăl, cu Dumnezeu. Slăviți să fie numele! Amin. Apoi vreau să vă spun, dragii mei, frați și surori, că încă de mic copil Domnul Iisus Hristos a fost recunoscut ca și Mântuitor, ca și Salvator. Atunci când a venit Îngerul Păstorilor și le-a spus următoarele cuvinte, nu vă temeți, că și vă aduc o veste bună. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. Să-i spui la un copil, la un bebeluș, că el este cel care va mântui omenirea. Dar aici vedem că și oamenii aceștia îl recunosc pe Domnul Iisus Hristos ca singurul care poate să-i salveze, ca singurul care poate să-i mântuiască, proclamând acest nume Osana, fiului lui David. Și cred că și pentru noi, și în viețile noastre, Iisus Domnul nostru a fost Cel care ne-a mântuit sufletele noastre, ne-a salvat viețile noastre și pentru aceasta cred că merită să-i dăm toată slava și toată cinstea. Amin. Amin. Apoi vreau să mai citesc un pasaj referitor la acest lucru din Romani, din capitolul 5, unde spune așa. Versetul 8, 9 și 10. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi păcătoși, noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.
Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin boia Lui, prin viața Lui. Amin. Slăviți să fie Domnul! Iată, v-am citit încă câteva versete prin care înțelegem că numai și numai prin Domnul Iisus Hristos am putut și putem fi împăcați cu Tatăl. Apoi vreau să mai arăt un lucru din acest pasaj care l-am citit din Luca, din capitolul 19 și spune așa că ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. De foarte multe ori în această dimineață am auzit acest cuvânt de împărat, încă de la rugăciune. Apoi prin cântările noastre s-au cântat și am lăudat pe acest mare împărat, pe Domnul Iisus Hristos. Atunci când magii au venit la Domnul Iisus Hristos cu aceste trei daruri și au mers în fața lui Irod, au întrebat cu următoarele cuvinte: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Iată un alt lucru pe care acești magi, prin cuvintele acestor magi, se împlinește în acest pasaj din Sfânta Scriptură. Îl găsim aici pe Domnul Iisus Hristos ca împărat al iudeilor. Și însuși El, dragii mei frați și surori, recunoaște acest lucru. Stă în fața lui Pilat atunci când a fost judecat și îl întreabă cu următoarele cuvinte: ești tu împăratul iudeilor? Știi ce-l Domnul Iisus? Da? Sunt, a spus El. Găsim scris în Matei, în capitolul 27, lucrul acesta. Și chiar prorocul Zaharia spunea lucrul acesta. Nu spun că putea să spună alte cuvinte. Domnul tău vine. Iisus vine, dar îl proclamă ca și împărat. Împăratul tău vine la tine, spunea prorocul Zaharia. Apoi un alt lucru foarte important, dragii mei, frați și surori, și pe mine m-a făcut curios și am început să studiez lucrul acesta. De ce oamenii aceștia și-au aruncat hainele pe drum, pe acolo pe unde trebuia să treacă Iisus? Vreau să vă spun că ce-am făcut o comparație și mi-am venit în minte ceea ce fac oamenii din ziua de astăzi. Ați văzut dumneavoastră atunci când trece regele sau prinții sau vedetele sau starurile, cum vreți să-l numiți, le pune așa un covor roșu, da? Fața lor, să treacă pe acolo. Da? Obiceiul ăsta e luat de la evrei, să știți. Și azi vi-l desfălui bazat aici pe Sfânta Scriptură. Faptul acesta că oamenii și norodul din perioada aceea își așterneau hainele în fața Domnului Iisus Hristos n-a fost altceva decât semnul recunoașterii și a acceptării Domnului Iisus Hristos ca și împărat. Ei l-au recunoscut pe Domnul ca și împărat, au recunoscut atât puternicia și au promis supunere și respect față de El. Chiar dacă după aceea nu se întâmplă cu acesta. Și vreau să vă dau un exemplu din 2 Împărați, capitolul 9. Este vorba de Iehu când a fost uns ca împărat al lui Israel. 2 Împărați, capitolul 9, versetul 2, 6 și 13, o să știm. Când vei ajunge acolo, să cauți să vezi pe Iehu,
fiul lui Iosafat, fiul lui Nimshi. Versetul 6. Iehu s-a sculat și a intrat în casă și tânărul le-a turnat un de lemn pe cap zicându-i: așa zice Domnul, Dumnezeul lui Israel, te ung împărat al lui Israel, al poporului Domnului. Versetul 11, vreau să citesc în jos. Când a ieșit Iehu la slujitorii stăpânului său, ei i-au zis: toate bune? Pentru ce a venit nebunul acesta la tine? Iehu le-a răspuns: voi cunoașteți bine pe omul acesta și ce poate spune. Dar ei au zis: minciună! Spune-ne dar! Și el a zis, mi-a vorbit așa și așa zicând: așa zice Domnul, te ung împărat al lui Israel. Îndată și-au luat fiecare hainele și le-au pus sub Iehu pe treptele goale. Apoi au sunat din trâmbiță și au zis: Iehu este împărat. Pentru aceasta acești oameni și-au aruncat hainele și-au așezat hainele pe drumul, pe locul unde trecea Domnul Iisus Hristos. Pentru că au știut, l-au acceptat pe Domnul Iisus ca împărat al lor. Apoi vedem că ciucenicii nu și-au așezat hainele pe drum. Și spune cuvântul Dumnezeu că acești ucenici și-au așezat hainele pe măgăruș. Și apoi deasupra au așezat pe Domnul Iisus Hristos. Și prin aceasta vedem că acești oameni au înțeles mai bine și au acceptat mai mult ca El, Domnul Iisus Hristos, să fie împărat al vieții lor, să fie rege și domn în viața lor. Vreau să umplesc aceste trei lucruri care vreau mai amintit în această dimineață și să înțelegem că la reîntrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim l-au recunoscut pe Domnul Iisus Hristos ca și proroc. La reîntrarea Domnului Iisus Hristos l-au recunoscut ca și preot, ca și salvator, ca și mântuitor al vieții lor. Și la reîntrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim l-au recunoscut oamenii aceia ca și împărat, ca și singurul împărat. Nu de altfel, atunci când l-au răstignit pe Domnul Iisus Hristos, spune că i-au scris acolo ceva pe cruce în litere, în limba grecească și în latină și spune: Iisus, Nazarenianul, regele sau împăratul iudeilor. Vreau în această dimineață fiecare să plecăm din locul acesta. Așa cum au fost și au primit acești oameni pe Domnul Iisus în Ierusalim, plin de bucurie. Și să-L acceptăm în viețile noastre și în inimile noastre ca Mântuitor, ca și Domn al vieții noastre. Amin.